măgării. Adică cum? Eu acum 3 ani când am venit să taie sălcile și am zis că dacă nu vine mă urc, eu zis că e pe teritoriul primăriei, nu am voie să le tai, că întreb autorizație. No, să văd autorizația. Dar dumneavoastră ați vrut să le tăiați? Deci m-am dus de 3 ori. De 3 ori m-am dus și mi s-a spus că vin, că vin, că vin. Azi, dacă nu veniți, pentru că uitați-vă cum sunt, mă apuc eu să le tai. Zice, nu le puteți tăia dumneavoastră că vă trebuie autorizație. Nu vreau să văd autorizație. Pe dânsul a spus că nu are și nu-i trebuie. Ba uite că mie mi-a spus că dacă vine și mă prinde că le tai eu, mă amendează. Nu. Deci acum 3 ani era teritoriul primăriei. Și aici vreau să văd, de la Enel. O să-i sun și pe aia, să vină și ei. Deci dumneavoastră sunteți doamna... Eu sunt doamna Greavu. Greavu. Da. Și locuiți la numărul 33. Deci locuiesc pe strada asta de când mă știu, din 71. Și n-a venit nimeni să lucreze aici? Nu, deci noi am plătit și anul ăsta oameni să vină să taie iarba. Noi. Noi facem curat, noi tăiem iarba. Dacă era al primăriei, băncile de ce nu au? Băncile și masa sunt ale primăriei, deci primăria le-a adus. Noi am făcut pentru că din cauza la ploaie s-au înmuiat terenul și erau mesele, masa în pământ acolo. Bărbatul mi-a făcut ciment și am ridicat cabană. Când s-a sfințit Troița aici, a fost primarul Mânduc cu soborul de preoți. Deci nu cred eu că venea primarul, dacă era pământul cuiva, să facă o ilegalitate cu Troița pe terenul cuiva. Deci nu știu ce măgării s-au făcut între timp. Vrem și noi să aflăm. Domnul Ancea? Păi nu-i vorba de filmat. Spune că s-au făcut... Filmat, vă rog frumos.